La un an de la premiera teatrală X și 0, piesă de teatru scrisă de Gelu Brebenel, tânărul dramaturg își vede realizat un mai vechi proiect, cel legat de montarea piesei Weekend cu tata. Scenariul noii premiere teatrale, programată duminică 15 mai, ora 18:30, la Centrul Cultural Ion Vinea, reprezintă prima operă dramatică a reporterului televiziunii TV Giurgiu. X și 0 este însă spectacolul care a avut premiera în mai anul trecut și s-a reîntâlnit cu luminile rampei cu prilejul derulării la Giurgiu a ultimei ediții a Festivalului Teatrelor Dunărene. Despre mai vechiul proiect legat de Weekend cu tata, pus în practică în baza colaborării cu actorii Gabi Caraconcea și Vasile Toma, Gelu Brebenel a precizat în conferința de presă ce a avut loc tot la Centrul Cultural Ion Vinea. Este prima piesă scrisă de mine, cam prin anul 2011. Suntem în 2016 și în sfârșit am reușit să o pun în scenă. Asta datorită minunaților actori care sunt alături de mine, maestru Toma, Vasile și Gabi Caraconcea. Cunoscutul actor giurgiuvean Vasile Toma s-a dovedit însă la conferința de presă de astăzi suficient de succint cu privire la tema spectacolului. Anul ăsta apărem pe piață, ca să zic așa, cu altă premieră teatrală, un alt spectacol realizat tot după un text dramatic, după o piesă de teatru a lui Gelu. Despre ceea ce se va întâmpla în spectacole, despre storia acestor, nu îmi cereți să vă spun absolut nimic, pentru că vreau să vă fac curioși. Dacă din capul locului încep să explici ce se va întâmpla, se diluează interesul spectatorilor. Gabi Caraconcea, cel care va interpreta rolul fiului, în spectacolul de duminică și-a exprimat părerea despre viitoarea premieră și colaborarea cu Gelu Brebenel. Este prima oară când joc într-o piesă scrisă de un dramaturg giurgiuvean, de-al nostru, de-al locului. Eu sunt fascinat de text. A trebuit să lucrăm 3 luni la această piesă, nu? Din februarie, martie, aprilie. Da, trei luni de repetiții. Trei luni. Asta nu a însemnat zi de zi că ne-am întâlnit și eu. Nu, pentru că fiecare mai are și alte lucruri de făcut, mai are o slujbă, deci cam o dată la 3-4 zile. Dramaturg începător, așa cum singur s-a denumit, Gelu Brebenel a făcut vorbire și despre viitorul său proiect teatral, care probabil va prinde viață tot în urma colaborării cu Vasile Toma și Gabi Caraconcea. Următoarea piesă a mea pe care vreau să o pun în scenă se numește Călcând pe Melci și este o piesă tot cu două personaje.